Spuneți-mi, dumneavoastră lucrați aici în zonă? Nu. Da, unde lucrați? Da, de ce? E o discuție așa că la dumneavoastră în sat multă lume trăiește din munca de dincolo. Nu, am lucrat la Politehnică, momentan în Am înțeles, dar aveți, eu știu, sunt foarte mulți oameni care să zicem că lucrează în Germania, în Austria, în Marea Britanie, în Italia. Spune-ți-mi, locuiți aici în zonă? Nu, sunt de la Berin. De la Berin, și mai bine. Din ce trăiesc oamenii din satul Berin? Sunt mulți oameni? Când eu am înregistrat că am fost contabil șef, era 1602 persoane. Acum nu mai sunt 440 cu tot cu țigani. În care numai bătrâni. Două persoane care depășesc 80 de ani, încolo toți. Și cu ce trăiesc? În pensie, cine mai poate face câtă agricultură? Și tinerii unde-s? Plecați. În afara țării, lucrează pe la Timișoara, ceea ce pot, o lună, două. În afara țării unde? Începând cu Italia, Germania, Franța, sunt și Anglia. Anglia și în Suedia. Fac bani acolo? Si, mă gândesc că n-ar sta, da. Și să înțeleg că în sat sunt foarte puțini tineri. Cei care sunt plecați mai vin înapoi? Vin la concedii, sărbători așa mai mari. Să vedem în Suedia pentru o săptămână. Cum vă numiți? Bogdan și Traian. Facem un reportaj pentru ziar. Da. Nu vreți să vorbiți cu noi? Nu. Hai, nu. Câți ani aveți? Eu, 39. V-ați născut aici la Berin? Da. Și nu vă gândiți să plecați de aici? Deocamdată nu. Aveți familie? Da. Aveți copii? Da. Și preferați să rămâneți aici. Cu ce vă ocupați? Din ce vă câștigați? Agricultură? Ce crește cel mai bine aici? Cucuruz. Și aveți cui să-i vindeți? Aveți ce să faceți? Da, animal. Câți copii aveți? Cu ei ce o să faceți? O să-i lăsați aici când astră? Da? Îi mult tineret aici în Berin? Nu-ți plecați dincolo? Puțin. Mai mulți țiganii? Noi românii rămânem aici. Mulțumesc. Nele, câți ani aveți? 60. Mulți înainte. Cum vă zice? Singură? Vă trudiți? Singură. Pe copii? Copiii sunt acasă. Na. Ne chinuim cu lemne, că vine iarna. Asta e. Aveți copii? Aveți. Câți aveți? Da, aici cu dumneavoastră? Da. Nu se duc dincolo? Apoi, băiatul dus, că are doi copii și nu poate să-i întrețină. Mai lucrează pe dincolo? Lucrează. Unde? În Germania. Și știți că de la anul o să se deschidă în Marea Britanie granițele? Se vor duce acolo? Nu știu, are niște ani mulți și de când lucră cam greu și nu știu dacă se va mai duce. Ar rămâne acasă? Aș dori să rămân acasă, că e foarte greu, dincolo lucru e foarte greu. Ca să lucri dincolo, ca cineva să spune că lucri, ai să fii foarte bun de lucru, ca cineva să se apuce de muncă. De lucru în abator și lucru foarte greu. Avem. Cât aveți? 5. Și sunt aici cu dumneatale? Numai nepoțelul? Numai nepoțelul și fata, cu bărbatul său. Și restul? Unde? Restul s-a plecat la Franța, Italia. Prin Anglia n-aveți niciun copil? N-avem acolo, nu. La Franța și la Italia.
Da, am înțeles că de la anul o să dea drumul la frontieră, o să poată să lucre în Anglia. Și eu. Ar vrea să se ducă? Nu știu acum, e ce face ei acolo, nu știu. Dar e acolo stabil, în Franța. Deci în Franța au lucru de loc de muncă stabil. Ce fac? Cu ce se ocupă? Eu știu, la zidit, la astea, eu știu ce fac, nu știu. Mai ziceți odată cum vă cheamă? Novakovici? Novakovici, frumos. De ce? Nu-mi faci nicio poză. Nu vrei să vorbești cu mine? Nu. Deloc? Deloc. Păi? Te rog frumos. Păi cum? Se poate treaba asta imediat? Se poate, da. De ce? Păi de ce să nu se poată? E vreo problemă? Nu-i problemă, dragă mea. De ce? Păi uite-te că vin fiecare mine. Exact după lume vin. Dacă te l-ai dat odată, ce să fac? La mine la casă nu se mai aproape unul că iau toporul. Vă spun sincer. E adevărat? Scrie acolo că ai 7 copii? Păi că sigur că am 7 copii. Și te-o ruga, l-ai rugat dacă poate să-ți facă niște acte? Sau, eu nu știu exact ce discuție a fost. Nu-i nici ceva rău, nici ceva bun. Deci a venit să se dă drumul la grăni. S-au zis că acolo zis că din... se poate să dă locuință, se poate să dă social, se poate să dă lucru. Așa că ce e asta? Frumos. Dacă are de lucru, bineînțeles, putem merge la lucru acolo. Dacă acolo se deci dacă are el de lucru. Da, bineînțeles. Dacă așa la ghici nu te duce. Dacă nu-i ceva sigur, mai bine stau acasă. Mă duc acolo cu 7 copii să stau acolo pe drumul. Da, dacă are numărul, îi putem da. Și au fost în rumâncă de noastră, noi am vorbit. M-am întrebat dacă vreau să ne ducem dincolo, dacă acolo au avut nevoie de oameni. Și atunci i-am zis, da, dacă este nevoie de așa ceva, păi bineînțeles că ne-aș duce, cu tot cu familia aș pleca, aș părăsi țara asta. Pentru că aici ai 6 milioane la lună și acolo e 1000 de euro sau 2000, nu? Dar altfel nu. La altfel bineînțeles că nu. La ce ați lucrat? Ce ați făcut? La fiornă, că lucrează. Mhm. Beatul noastră de câți ani lucrează acolo? La lucrătoria. Și credeți că o să rămână definitiv acolo? Nu știu. Tot aici se întoarce. Casa de când o aveți? Asta e vechi. Dar văd că ați făcut-o frumos, ați aranjat-o. Mai mergeți? O să mai mergeți în Franța dacă vă mai găsește? În vizită. Și aici cu ce vă ocupați, din ce trăiți? Agricultură? Agricultură nu fac, soțul nu face. Eu lucrez la școală. Aha. La sacă și la întreținere. Deci aveți salariu, da, vă vedeți de treabă. Salariu de salariu. Cum sunt la noi, România? Da. Îmi ziceți și cum vă cheamă? Ștefan Țepeș. Ștefan Țebea. Țepeș. Țepeș, aha.